Una dintre comunele cele mai grav afectate de inundații este comuna Tarcău. Zeci de gospodării au fost inundate, pârâul a ieșit din matcă și o bucată de pădure a luat-o la vale. S-a auzit cum a venit! Deci un huiet așa puternic n-am auzit niciodată, de să vină așa din halul ăsta pădure. E departe de casă? Nu, exact aici, așa, în partea asta. Speriați, unii dintre localnici au plecat la rude, alții au stat treci toată noaptea ca să poată fugi din calea apelor. Deja sunt plecat de aici. Au luat și animalele și tot. Au... Băi, asta se poartă ce-o luat. Nu, de azi dimineață mai tare, la 8. Și la intrat în continuu. Da, uitați, cât se vede gardul. Dar mai încolo e dibă. Bieți, bieți, mai se umple. Tu, dar ce faci cu hidroporul din bieți? A scos. L-a scos? Și aici a rămas. Dar unde să ne ducem? Nu pot să-mi las casă. Totuși în pericol. Știu, asta noi, pentru noi e ușor, ieșim în drum. Ce facem? Ce să lăsăm în casă? În drum, am muncit la casă. Suntem în drum, în ploaie, la noapte. Cum avea Dumnezeu, nu avem ce face. Cadre ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență au supravegheat zona și au ajutat populația să facă diguri de protecție. Ca urmare a ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de la ora 15, au fost dispuse o serie de măsuri pentru localitățile în care s-a estimat că e posibil să fie afectate de aceste inundații. În acest sens, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Comitetul Județean a solicitat întrunirea comitetelor locale pentru situații de urgență, identificarea zonelor sensibile și adoptarea de urgență a măsurilor necesare. Astfel, în comuna Tarcău au fost identificate cele două, trei zone mai sensibile în care e posibil să pătrundă apa în gospodăriile cetățenilor. Au fost avertizate toate persoanele din aceste zone de risc. S-a dispus evacuarea animalelor deocamdată. Se monitorizează cursul de apă și în cazul în care avem o evoluție negativă, se va dispune și evacuarea populației. Încă nu a fost cazul. Sunt analizate planurile de evacuare, tot ceea ce înseamnă persoane cu dizabilități imobilizați la pat, gravide și așa mai departe, pentru că sunt cu un risc crescut în această perioadă. Sunt avute în vedere, avem saci în zonă, ne organizăm pentru a proteja gospodăriile cetățenilor și pentru a nu avea victime în ceea ce este cel mai important. În satul Straja, din aceeași comună, alți oameni s-au pregătit de o noapte albă după ce râul Bistrița a intrat în curți și le-a distrus toate culturile la doar un metru de casă. Ce să facem? Stăm și păzim. Nu vă curățați cu bani. Cum să te culci? Vreți să vedeți? Dar cât a venit apa? Cursul unde era? E pe mijloc, cum ar fi. Unii se vede mai... Aha, aha. Așa. De acolo, aici, încoace în partea, el altul. Dar cât ziceți că a venit încoace? Cât metri? Aproape 20 de metri. 20 de metri s-a extins până aici? Era un pârâuaș, pe mișto. Am înțeles. 20 încoace, 20 încolo. Dar nu fi și mai mult. Da, aici vecinul ce avea? Pare casă. E chiar casa? Unde? Aici, alături. Da, da, da. Și a ajuns apa și în casă? Casă nu, deocamdată, care e mine un pic mai înaltă. În comuna Tarcău, numai puțin de 62 de persoane au petrecut noaptea de joi spre vineri la rude sau la vecini ca să plece din calea apelor.